Păpădia este plină de vitaminele A, B, C și D, precum și de minerale, cum ar fi fier, potasiu și zinc. Rădăcinile și frunzele de păpădie în trecut erau folosite pentru a trata problemele hepatice. Nativii americani au fiert păpădia în apă și au folosit-o pentru a trata bolile de rinichi, umflarea, problemele de piele, arsurile la stomac și stomacul deranjat. În medicina tradițională chineză, păpădia a fost folosită pentru a trata problemele stomacale, apendicita, problemele la sân, cum ar fi inflamația sau lipsa fluxului de lapte. În Europa, păpădia a fost folosită în remedii pentru febră, furuncule, probleme oculare, diabet și diaree. Florile de păpădie se deschid cu soarele dimineața și se închid seara sau pe vreme mohorâtă. Păpădia conține mai multe tipuri diferite de antioxidanți în rădăcini, frunze și flori. Florile de păpădie conțin antioxidanți care vă protejează corpul împotriva radicalilor liberi, molecule care vă pot deteriora celulele corpului și vă pot îmbătrâni mai repede. Florile de păpădie reduc inflamația. Inflamația cronică din organism joacă un rol într-o listă lungă de probleme grave de sănătate, inclusiv cancerul și bolile de inimă. O modalitate de a rămâne sănătos este să mănânci alimente care luptă împotriva inflamației, inclusiv flori de păpădie. Adaugă păpădie în dieta ta antiinflamatoare, căci studiile de laborator au descoperit că compuși din aceste flori pot reduce inflamația. Păpădia este bogată în potasiu, ceea ce le face un diuretic natural. Diureticele sunt adesea folosite pentru a ajuta la controlul greutății și a hipertensiunii arteriale. Păpădia mai scade și colesterolul. Scăderea colesterolului este un pas cheie pentru reducerea riscului de boli de inimă. Studiile au descoperit că extractul din rădăcină, flori și frunzele de păpădie pot scădea în mod natural nivelul colesterolului. Totuși, cum mâncăm păpădia? Este bine de știut despre păpădie că fiecare parte a plantei este comestibilă. Inclusiv florile se pot mânca și au un gust destul de bun. Florile însorite ale păpădiei dau o culoare unei salate de legume. Le mai puteți folosi proaspete sau uscate pentru a face un ceai de păpădie sau preparați un sirop de păpădie. Puteți încerca să-l infuzați și în ulei sau în oțet. Uleiul infuzat de păpădie poate fi de asemenea folosit pentru a face un unguent care este excelent pentru durerile musculare.